Dacă uităm de moarte, uităm de dharma. Fără să înțelegem impermanența și moartea, nu vom putea munci nici pentru propria noastră fericire adevărată, nici pentru cea a altora. Nu numai că nu vom putea începe să practicăm dharma, dar ne va fi și foarte greu să ne controlăm dorințele și furia. Ne petrecem întreaga viață făcând lucruri fără sens și nu avem niciodată șansa de a crea vreun merit. Problemele cad asupra noastră ca ploaia torențială. Viața devine complicată și costisitoare, iar noi suntem copleșiți de probleme lumești, probleme de bani, probleme de sănătate, probleme mentale, probleme de relații. Apoi, când vine moartea, vedem cum ne-am irosit viața și suferința cumplită care ne așteaptă. Nimic din ce facem nu devine dharma, nici măcar practica budistă. Mâncatul, dormitul, munca și cumpărăturile, toate sunt făcute cu sentimentul de permanență și, prin urmare, sunt făcute numai de dragul minții noastre care se prețuiește doar pe sine. La fel sunt și practicile, precum prosternarea, meditația, rostirea mantrelor, citirea cărților, dharma și așa mai departe. Nimic nu devine dharma până când nu ajungem la conștientizarea impermanenței noastre. Dharma este ceea ce ne împiedică să suferim și tot ceea ce ne ține deasupra preocupărilor lumești. Putem să ne eliberăm de preocupările lumești fără conștientizarea morții și a impermanenței? Pentru a avea forța minții care să învingă obiceiul de a ne atașa de lucruri, este nevoie de mult mai mult decât aspirație. Trebuie să simțim cu adevărat din adâncul inimii că putem muri în orice moment. Avem nevoie de o frică sănătoasă de moarte. Și atunci, orice vom face va fi benefic, pentru că ne va pregăti pentru o viață viitoare mai bună, în loc să ne lăsăm prinși în capcana capriciilor vieții prezente.